Deși este imposibil să negăm toate progresele pe care le-am făcut în ultimii ani, trebuie să ne amintim că încă sunt atâtea lucruri pe care nu le știm despre spațiul cosmic. Una dintre cele mai apăsătoare întrebări ale noastre este cu siguranță problematica vieții extraterestre, adică dacă există sau nu. Până în momentul de față nu avem dovezi oficiale care să dovedească existența unei specii inteligente dincolo de Pământ, așa că tot ce putem face este să speculăm. Poate că tocmai din acest motiv există nenumărate teorii care mai de care mai nebunești, dar și foarte interesante. Una dintre ele este teoria satelitului Black Knight, care susține că în apropierea Pământului există o navă de origine extraterestră un secret pe care NASA nu vrea să îl aflăm. Ești pasionat de tot ceea ce ține de spațiu și vrei să afli mai multe despre univers? Abonează-te la canalul nostru pentru mai multe videoclipuri ca acesta și nu uita să apeși clopoțelul pentru a ști când apare mai mult content fascinant. Ce este satelitul Black Knight? Multe dintre cele mai vechi descoperiri despre teoria satelitului Black Knight au fost legate de semnalele radio, Însă un eveniment din 1998 a stârnit interesul tuturor conspiraționiștilor. Atunci, în timpul primei misiuni către Stația Spațială Internațională, NASA a surprins imaginea unui misterios obiect negru care orbita Pământul în catalogul său de gunoaie spațiale care plutesc pe orbita joasă a Pământului pe o rază de aproape 2000 de kilometri, agenția spațială s-a referit la entitatea ciudată ca la articolul STS08872466. Jerry Ross, un astronaut care a luat parte la acea misiune, a venit rapid cu o explicație. El a declarat că echipa americană era pe cale să atașeze modulul american la cel creat de ruși și ca parte a acestei lucrări au luat cu ei patru capace termine pentru știfturi. Scopul său a fost să le înfășoare în jurul a patru știfturi goale tije care atașau modulul de navetă spațială în timp ce acesta era transportat. Astfel ar fi fost prevenită pierderea de căldură din metalul expus, Totuși, în timpul uneia dintre plimbările spațiale asociate cu această misiune, lucrurile au mers prost, iar unul dintre capace s-a desprins și pierdut definitiv împreună cu alte câteva obiecte. Obiectul a fost fotografiat ulterior de o cameră, catalogat, iar câteva zile mai târziu a căzut de pe orbită și a ars o mare parte din aceste informații au fost trecute rapid în evidență. Fostul inginer NASA James Oberg, care îl cunoaște personal pe Ross și pe persoana care a făcut fotografiile, cosmonautul Sergei Krikalev a demonstrat că presupusele imagini ale satelitului extraterestru aveau de fapt o explicație extrem de banală. Nu trebuie să uităm că oricât de preciși ar fi oamenii de știință și inginerii NASA, greșelile tot sunt de neevitat. El a explicat că este de înțeles cum un eveniment atât de obișnuit pentru astronauți poate părea complet străin pentru oamenii de pe pământ, iar pentru multe persoane povestea s-a încheiat aici. Deci, în mod oficial, satelitul Black Knight este doar un capac termic care s-a desprins accidental în timpul misiunii. Cu toate acestea, nu toată lumea a crezut povestea oficială, susținând că totul a fost o mușamalizare. Conform teoriei, obiectul este de fapt un satelit artificial vechi de 13.000 de ani, cunoscut sub numele de Black Knight. Evident, oamenii nici măcar nu puteau visa la spațiu în acele vremuri, așa că singura sa proveniență ar putea fi extraterestri antici. Teoria satelitului Black Knight. De-a lungul timpului, adevărul despre satelit a devenit întortocheat într-o serie de povești care încep oarecum surprinzător cu faimosul inventator Nikola Tesla. În 1899, atunci când inventatorul sârb realiza câteva experimente radio, în laboratorul său din Colorado Springs a început să înregistreze niște semnale foarte ciudate care aparent proveneau din spațiul cosmic. De fapt, el chiar credea că marțienii încercau să comunice cu oamenii prin numere, deoarece acestea sunt un limbaj universal. A vorbit mai mult despre experiența sa într-un articol din Colliers Weekly publicat în 1901, declarând că semnalele înregistrate nu aveau nicio origine cunoscută de el și că a fost prima persoană care a auzit salutul unei civilizații extraterestre. Chiar dacă la acea vreme semnalele nu ar fi avut o explicație logică, ipoteza propusă de Tesla ar fi fost evident una dintre cele mai improbabile variante. De-a lungul anilor, unii oameni au speculat că Tesla ar fi detectat emisii de la un pulsar, un cadavru stelar superdens, care se rotește extrem de rapid, dar nici măcar acesta nu este un fapt asupra căruia oamenii de știință cad de acord. Prima sursă de unde radio non-terestre a fost descoperită abia în 1930, iar ele au provenit din centrul galaxiei noastre, cea mai puternică sursă radio de pe cer la mai multe frecvențe. Abia peste încă 30 de ani au fost detectați și primii pulsari, așa că cel mai probabil instrumentul lui Tesla ori a avut o defecțiune, ori a detectat un semnal de pe pământ sau simple semnale radio pe care obiectele spațiale le emit în timp ce se află pe orbită. Asta ar însemna că teoretic vorbind Black Knight ar fi putut emite un asemenea impuls, dar asta nu l-ar fi făcut deloc extraterestru chiar dacă ar fi fost cazul. În ciuda explicațiilor oficiale, oamenii au continuat să folosească descoperirile lui Tesla pentru a susține existența satelitului Black Knight. Pe lângă asta, ei au luat în considerare și munca unui inginer norvegian numit Jorgen Hals în anii 20 el transmitea semnale din casa lui din Oslo, descoperind că semnalele aveau să revină în mod neașteptat câteva clipe mai târziu. Din lipsa de explicații, Hals a perceput acest fenomen ca având o origine extraterestră. Aproape 50 de ani mai târziu, un articol din Analog Science Fiction and Fact a încercat să ofere o explicație ecourilor întâlnite de Hals. Autorul Duncan Lunan a postulat că un obiect vechi de 13.000 de ani care orbitează în jurul lunii ar fi putut duce la ecourile întârziate. Între timp am aflat că acest fenomen este cauzat de semnalele lungi care pot fi auzite la 2,7 secunde sau puțin mai mult după o transmisie radio. De atunci Duncan s-a distanțat de teoria satelitului Black Knight deși încă speră la o explicație extraterestră. O altă dovadă între ghilimele poate fi datată din 1960, când Time a publicat o poveste în care s-a vorbit despre cum Marina Statelor Unite a detectat un satelit neidentificat care ar fi putut fi o piesă a tehnologiei de spionaj sovietic. S-a dovedit a fi o piesă ruptă din Discoverer 5, un satelit timpuriu de recunoaștere foto din America. Deși conspiraționiștii încă consideră descoperirea ca pe o dovadă definitivă, Poate exista satelitul Black Knight? Trebuie menționat și că o teorie de genul nu poate supraviețui doar prin pure speculații, așa că trebuie să ofere o discuție interesantă, dar și câteva povești care să ofere puțină credibilitate. Un exemplu poate fi întâlnit în 1963, când astronautul Gordon Cooper din proiectul Mercur a raportat că a văzut un OZN pe durata celei de 15a orbite în timpul său la bordul navei spațiale Fate 7. Desigur, de atunci Cooper și-a contrazis afirmația, însă este ușor să spunem că ar fi fost forțat să ascundă adevărul. Dar dacă Black Knight există cu adevărat, ar apărea cu siguranță o întrebare: cum a putut să treacă neobservat timp de 13.000 de ani? Ei bine, există și câteva răspunsuri. Pentru început, ar fi putut fi deghizat ca una dintre nenumăratele bucăți de gunoi spațial care nici măcar nu au o dimensiune mai mare de 10 cm. Ar fi fost o deghizare perfectă deoarece organizațiile spațiale se concentrează în special asupra obiectelor mari care ar putea periclita misiunile spațiale sau care chiar ar pune în pericol viața de pe Pământ. De asemenea, dacă extraterestrii ar fi reușit să ajungă până aici, nu ar fi deloc surprinzător să spunem că ar putea crea tehnologie pentru recunoaștere atât de mică. Desigur, o altă explicație susține că prezența satelitului era de mult știută, dar că totul a fost acoperit de guvernele lumii. Concluzie Deci, există satelitul Black Knight? Ei bine, cam toate dovezile sugerează că răspunsul este nu, deși poate că este mai bine așa. Totuși, nu este deloc greu să vedem modul în care o astfel de teorie ar putea câștiga atâta notorietate. Mereu ne-am întrebat dacă există alte specii de viață în necunoscutul cosmic, iar prospectul ca extraterestrii să fie atât de aproape de noi este cu siguranță foarte interesant. Asta a fost tot pentru astăzi, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.